Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Daia, eu sunt un pic dezamăgit de domnul Daia. Băi, să știi că și eu... E unul din personajele noastre favorite, ne-am bucurat. A fost o sărbătoare când s-a întors la minister. Și cu toate astea livrează foarte puțin. Adică în trecut livra ceva mai mult. L-a intimidat. Dar nu știu ce s-a întâmplat. O să te rog frumos să-ți faci... O să-ți fac eu o fotografie, iartă-mă, deci nu mă pot concentra. De că trebuie să mă văd, nu știu, te referi la părul meu. Deci, afară, da, are o nutrie mare pe cap. În loc de... O nutrie. Și acum... Da. Își ține căștile, o să facem asta, nu se poate. Căștile precum o cordeluță. Da, precum o cordeluță și părul dat pe spate ca Beethoven așa. Și este cu totul altceva decât mă obișnuisem să văd în partea aia. Și acum că mă uit la el, îmi pierd gândurile. El jignește pe Beethoven. Ce aveți cu părul meu? Ce aveți cu părul meu? Cu părul tău. Da, cine are ceva? Bine, da. Hai să revenim. Tot deci, domnul, îți punem poză. Unde punem? Pe Facebook punem? Oriunde. Îți fac o poză. Pe toate rețelele de le avem. Bine, domnul Daia, vigilent, cum îl știm, anunță că a observat cu ochiul său pătrunzător, care nu iartă nimic, cum au scăzut prețurile la alimente. A mai observat cineva că au scăzut prețurile la alimente în România? Ce aș observa eu? De aia e domnul Daia. Cine e dânsul? Că dânsul observă, spre deosebire de noi. Mie mi se pare că nu fac decât să crească. Eu cred că și-a adus aminte. Nu. O fi ceva de acum câțiva ani. Dar stai că ne-a lămurit. Citez. Iată ce spune Daia. Eu, adică dânsul, spun că prețurile s-au liniștit. O parte din ele au scăzut. Dumneavoastră la televizor. Deci domnul Daia era la târgul de produse agricole de la minister de acolo. Și s-a întâlnit cu presa. Și a explicat presei. Dumneavoastră la televizor dați în fiecare seară. Și iată că aseară era la un post de televiziune, nu spun la care, și nici nu spun care supermarket, a anunțat că s-au făcut reduceri de prețuri. Iar dumneavoastră ați făcut această publicitate și bine că ați făcut-o, ca să știe oamenii. Am încheiat citatul. Deci, practic, domnul Daia a descoperit conceptul de reduceri promoționale. A văzut o reclamă la o reclamă ceva. Vânzare accelerată sau ceva. Mamă, gata să prăbușesc prețul. Ia uite, scăderi de 50% la iaurtul care expirați. Continua domnul Daia, citesc. Am siguranța că și celelalte prețuri vor avea același comportament de scădere la produsele care sunt acum pe piață, a declarat miercuri Petre Daia la târgul de primăvară. Deci dacă aude de Black Friday-le și de bucurie, serios. Da, deci asta. A fost bine și magazinele astea, mă, ticăloși, super mari. Adică în loc să facă reclamă, veniți că s-a dublat prețul la măsline. Fac la de-astea. Fac numai la de-astea care se ieftinesc. Da, îl încurcă pe domnul Daia. Că dacă vedea reclamă la Daia, gata, acum e de două ori mai scump untul ca în urmă cu un an. Și așa o să fie de acum înainte, încă o săptămână, două, când iar crește prețul. Domnul Daia nu mai avea ce să spună. Și, mă rog, întrebat care e părerea sa în legătură cu prețurile ridicate ale trufandalelor din piețele românești, trufandalele acum cred că sunt astea... Lobodă, ceva, nu? Au apărut căpșunile, dar nu știu dacă românești. Păi astea, că în rest urzicile. Sunt... Urzicile. Urzica. Da. Dânsul a exprimat o părere foarte complexă, care pe mine m-a amețit un pic, aș vrea să o citesc și poate cine știe. Deci, spune, sigur că am o părere. Întreba, ce părere aveți de prețul trufandalelor? Aveți o părere? Da. Păi cum, eu, domnul Daia, sunt? Sigur am o părere. Am și o explicație în același timp. Am și o îngrijorare vis-a-vis de cele spuse de dumneavoastră. Cum fiecare dintre noi o are. Eu spun așa, în momentul în care apar trufandalele și oferta este mică pe piață și este dorința de câștig, uneori este o dorință legitimă, având în vedere faptul că se obțin cu efort aceste produse, momentele în care temperatura este asigurată artificial și costurile sunt ridicate. Deci domnul Daia încet, încet începe să înțeleagă cum funcționează economia de piață, cererea, oferta, profitul, pierderea și așa mai departe. Și continuă. Este normal să fie un preț, dar unul al respectului față de muncă și să nu ne lăcomim cu prețurile în piețe gândindu-ne că vom câștiga. E, nu, păi sigur că da. Oamenii fac toată chestia asta ca să pierdă niște bani. De ce să câștige ceva? Zicere aproape biblică. Da. Promoțional. Cine ar vrea să câștige? Toată lumea, de fapt, vrea să piardă, să câștige numai ceilalți. Tu să pierzi. Și continuă. Le-am spus și producătorilor. Și le-am spus și fetelor. Da. Le-am spus și producătorilor, cum de altminteri îi asigur și pe consumatori. Că de aceea facem aceste târguri. Tocmai pentru a se realiza schimbul de marfă. Cu schimbul de marfă, asta s-a rezolvat niște mii de ani în urmă, când s-au inventat banii. Da? Și pentru a genera aceste